Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează nume cunoscute opiniei publice. Cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, fostul director al întreprinderii termoelectrică Veceslav Iene este din nou obiectivul unui dosar. De această dată, el este bănuit de abuz de serviciu, iar procurorii anticorupție au desfășurat în această dimineață un șir de percheziții în locuințele fostului director. Atât Veceslav Iene, cât și avocatul acestuia au refuzat să comenteze acuzațiile, însă apărătorul a precizat doar că șeful se declară nevinovat. Domnule Iene, sunteți avocatul domnului Iene. Domnule Iene, cum comentați acuzațiile? Domnule Ieni, spuneți, vă rog, a fost procuratura la dumneavoastră? Cum comentați acuzațiile? Domnul Ieni a fost reținut, procurorii au ridicat careva probe, s-au comis careva ilegalități. Nu pot să vă comentez informația dată. Sunt acțiuni de urmărire penală care nu pot fi dezvăluite. I-a fost aplicată vreo măsură? Va fi reținut, arestat? V-am spus că nu pot să vă acord așa informații. Întrebați de la organ de urmărire penală. Dar cum pledează clientul nostru? V-am spus, nevinovat. Procuratura Anticorupție a anunțat de dimineață că desfășoară percheziții în mai multe locații, cum ar fi domiciliul, automobilele ex-directorului vizat, precum și sediile unor companii care ar avea legătură cu acest dosar. În noiembrie 2021, Veceslav Iene și-a dat demisia după ce a fost pus sub învinuire într-un dosar de îmbogățire ilicită. Probele acumulate de procurori ar demonstra că în perioada 2015-2021 cheltuielile bănuitului ar fi depășit veniturile înregistrate cu aproape 4 milioane de lei. În vara anului trecut, Veceslav Iene a fost protagonistul unei investigații realizate de către colegii mei de la Cutia Neagră Plus. Potrivit anchetei, pe când se afla la Termoelectrica, Iene era printre cei mai plătiți directori de la întreprinderele de stat. Acesta ridica un salariu lunar de aproape 67.000 de lei. În ultimii ani, el ar fi dobândit mai multe bunuri valoroase, printre care o mașină nou-nouță de model Hyundai Tucson, pentru care a plătit peste jumătate de milion de lei. În 2020 a cumpărat un teren și o casă de 36 de metri pătrați, iar un apartament de 84 de metri pătrați l-a primit ca donație. În 2019, familia Iene a ajuns proprietara unui alt apartament de 62 de metri pătrați, tot printr-un act de donație, iar pentru alte 4 bunuri imobiliare a obținut acte de recepție în același an. Costul imobililor nu a fost indicat însă în declarația sa de avere. Percheziții s-au desfășurat în această dimineață și la fostul director al Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco, care este vizat într-o cauză penală de îmbogățire ilicită. Procurorii anticorupție, împreună cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, au descins în mai multe locații, cum ar fi domiciliul și automobilele ex-directorului vizat. Potrivit procurorilor, în total au fost desfășurate 6 percheziții. Vasile Șarco a fost reținut pentru 72 de ore, iar acuzatorii spun că vor reveni cu detalii despre acest dosar mai târziu. Fostul șef și-a dat demisia în septembrie 2021. Potrivit ultimei declarații de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate, în calitate de director, Șarco ridica un salariu lunar de puțin peste 25.000 de lei. Familia acestuia locuiește într-o casă de 140 de metri pătrați, valoarea cărei este de peste 800.000 de lei. Șeful suspendat al Procuraturii Generale, Alexandru Stoianoglu, aflat sub control judiciar, va fi cercetat disciplinar. Motivul este că a comentat pe Facebook reținerea celor 5 foști deputați cercetați pentru îmbogățire ilicită. Decizia a fost luată ieri în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, la solicitarea Procurorului General interimar Dumitru Robu. Potrivit declarațiilor făcute de Robu, Stoianoglu este obligat să respecte regulile deontologice ale procurorilor, iar reacția acestuia privind reținerea ex-deputaților transfugi este o încălcare. Contactat de site-ul tvo.md, avocatul lui Alexandru Stoianoglu, Victor Munteanu, a declarat că procurorul general suspendat din funcție și-a expus opinia și nu poate fi cercetat nici penal, nici administrativ și nici disciplinar pentru asta, făcând trimitere la libertate de exprimare. Pe 11 februarie, la scurt timp după reținerea celor 5 foști deputați comuniști, Stoianoglu a venit cu o reacție. Acesta a declarat că, din punctul său de vedere, aceste dosare penale nu vor avea finalitate. Un camion care transporta 22 de tone de semințe de floarea soarelui s-a răsturnat într-o serpentină din Peresecina. În urma accidentului, nimeni nu a avut de suferit. Traficul însă a fost paralizat.
Accidentul s-a produs în această după-amiază. Camionul era condus de un bărbat în vârstă de 60 de ani. Potrivit poliției, șoferul ar fi condus cu viteza excesivă pentru porțiunea respectivă. Într-o curbă s-a răsturnat. Din cauza accidentului, o bandă și jumătate de drum a fost blocată. Pentru a pune camionul pe roți, a fost nevoie de o macara, iar poliția a intervenit pentru a fluidiza traficul rutier. Poliția nu a putut să ne spună cui aparținea marfa și ce se va întâmpla în continuare cu semințele. Conducătorul auto riscă să fie sancționat cu amendă și puncte de penalizare. Reținut în flagrant în timp ce plasa droguri în ascunzișuri, este vorba despre un individ în vârstă de 19 ani, originar din capitală, care a ajuns pe mâna poliției, fiind suspectat de punerea în circulație a drogurilor. După ce tânărul a fost reținut, alături oamenii legii au depistat și ridicat un pachetel, în interiorul căruia se afla o masă vegetală de culoare verde, asemănătoare marihuanei. Ulterior, acesta a mai predat benevol alte 5 pliculețe. Individul a fost audiat și le-a spus oamenilor legii că intenționa să vândă substanțele narcotice. În cadrul perchezițiilor desfășurate la domiciliul bănuitului au fost descoperite mai multe pliculețe cu droguri, inclusiv sintetice. Dacă ar fi ajuns să le vândă, individul ar fi câștigat 18.000 de lei. În prezent, el este cercetat în stare de libertate, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare. Incendiu devastator la Râmnița. Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost la un pas de moarte după ce apartamentul în care locuia a fost mistuit de flăcări. Victima dormea în acel moment, dar a fost salvat la timp și s-a ales cu multiple arsuri. Все, они начали затушить, тушить, наверное, начали. Видишь? Ой, ой, они тушить начали. И... Да, да, тушат. Да, тушат, но еще горит, тот загорелся, они-то не видят. Но они выйдут на балкон, может, или не видят. Incendiul s-a produs ieri într-un apartament de la etajul 4 al blocului de locuit. În acel moment, în locuință se afla proprietarul care dormea. Vecinii au simțit miros de fum și au bătut în ușă. Totodată au chemat pompierii care, ajunși la fața locului, au spart ușa apartamentului și au evacuat victima. Bărbatul a fost preluat de o ambulanță și transportat la spital cu arsuri în regiunea capului. Focarul a fost localizat în câteva minute. Incendiul a mistuit locuința bărbatului, dar și a afectat alte două odăi din apartamentul vecin. Pompierii presupun că focul a pornit de la o țigară nestinsă. O bază de odihnă din Ucraina folosea apă potabilă și curent electric din Republica Moldova. Totul se întâmpla prin intermediul unui sistem tras ilegal pe sub albia râului Nistru. Acesta a fost deconspirat de către polițiștii de frontieră din țara noastră, în cadrul unei operațiuni desfășurate în comun cu colegiilor din țara vecină. Oamenii legii au descoperit un furtun prin care treceau 4 cabluri electrice de înaltă tensiune, care aprovizionau cu energie electrică și apă, baza de odihnă situată chiar pe malul râului Nistru. Bunurile depistate și materialele acumulate pe caz urmează a fi transmise serviciului Vamal, care va continua cercetările. Nu este clar deocamdată cine a instalat furtunul, dar și de cât timp baza se folosea de unități în mod ilegal. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele, dar și persoanele implicate. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!